Mulțumesc, bună ziua! Prin dispoziția primarului nord 798 din 16-2015 a fost convocat Consiliul Local Municipului Cutia Plus din ședință ordinară. Următoarea ordine, cu ordinea de zi pe care o aveți toți consilierii locali, dacă pe ordinea de zi există discuții sau propuneri, dacă nu supun la vot ordinea de zi, cine este pentru? Împotrivă, abține unanimitate. Supun la vot de asemenea procesul verbal al ședinței ordinare cu locali din 24-2015, dacă sunt discuții de acest procedură, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă, abține? O abține. O abține de domnul consilier tot. Ședința extraordinară, procedura la ședinței extraordinare din 6-10-2015, discuții. Supun la vot, cine este pentru? Împotriviri, abține, unanimitate. Și procesul la ședinței extraordinare din 12-10-2015, dacă sunt discuții, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă, abține, unanimitate. Trecem la ordinea de zi. Punctul 1 pe ordinea de zi. Informare cu privire la situația financiară a Spitalului Municipal Dr. Corlebina Câmpia Atunții, aprilie 3-2015, necesară de cumpăr aprilie 1-2015. Comisia 1. Am luat la cunoștință. Comisia 2. Comisia 3. Comisia 4. Comisia 5. Discuții pe marginea acestei informări, dacă sunt. Dacă nu sunt, dacă din partea spitalului dorește cineva să ceva față în plus față de material, nu? Regulă. Trecem la punctul de ordinea de zi. Informare prin execuția bugetară aferentă lunii august 2015 la 10 domeniul publicului pe atunci. Comisia 1. Am dat la cunoștință. Comisia 2. Comisia 3. Comisia 4. Am dat la cunoștință. Comisia 5. Discuții? Da. Vă rog, domnul consilier. Pentru că la comisie nu s-a prezentat nimeni să ne dea explicații privind unele aspecte economico-financiare ale societății, ar dori să întreb executivul dacă au lucrări nedecontate, executate și nedecontate, care să influențeze această situație la luna august. Pentru că la o cheltuială din exploatare pe care tu o execuți, ai cheltuieli din exploatare pe care le evidențiezi, vrei, nu vrei, în contabilitate, pentru că cel care îți furnizează materiale se emite o factură. La momentul în care eu, unul, am finalizat lucrarea, procesul verbal de recepție, facturez lucrarea... Am înțelege, cunoaștem tehnologia. Vă rog să o lăsați mai moale, pentru că suntem într-o ședință în care fiecare avem dreptul, cel puțin mă puteți limita la 3 minute sau la 2 minute când iau cuvânt. Deocamdată eu conduc ședința, domnule consilier. De asta m-am consilier. Am înțeles întrebarea dumneavoastră, cred că cineva din executiv sau chiar de la conducerea domnului, dacă este prezent în sală, poate să ne răspundă. Dacă nu din executiv, spuneți primar. Dacă bine am înțeles, întrebați dacă sunt lucrări neplătite. Nedecontate sau neplătite. Neplătite. De contat cu ce. Știu ce înțeleagă plătit în casă. Mai departe, în contabilitate se registrează la venituri toate lucrările executate, inclusiv cheltuieli aferente, așa spune legea contabilității. Între înregistrările în contabilitate și încasarea banilor este o diferență. Una este înregistrarea în contabilitate, alta este circulația banilor. Una este contul de profit și pierdere, alta e cash flow. Eu vorbesc în numele lor acum, că nu are cine. Deci, dacă bine am înțeles întrebarea, vreau să vă spun că în momentul în care s-a aprobat delegarea lucrărilor de drum către domeniul public, au fost surprinse pe teren lucrări începute și neexecutate și neplătite. Dar au fost înregistrate în contabilitate la venituri din exploatare. Fiind înregistrate la venituri din exploatare, au fost înregistrate și cheltuieli aferente veniturilor conform legii și ca atare nu s-a alterat rezultatul economic exercițiului financiar. Rezultatul este corect. Dacă asta este întrebarea. Mulțumesc, domnul rector. Cum se răspunde? Nu s-a mulțumit. Vă rog.
pentru că eu am informații că nu sunt facturate și nu sunt raportate aici lucrări executate pentru care s-au cheltuit bani. Domnul, nu suntem economiști, dar amândoi facem pe economiști. Dar eu cred că știu să fac pe economiști mai bine decât la mine. Lucrările executate sunt, se înregistrează pe scop de producție nedeterminată. Apare la venituri din exploatare. Eu iau de bună. Producție în curs de execuție. Eu nu sunt contabil șef, ar fi trebuit să fie. Deci toate lucrările care execută orice companie conform legii se realizează fie producție nedeterminată, fie în producție pe stoc, producție finită, nevândută. Dacă mergeai la industria sârmei, la unde lucra domnul Ciutor la Tincator, avea producție sârmă zicată, în depozit, ea producție finită, predată și era încă nevândută. Deci producția poate să fie în producție nedeterminată, va avea pe stoc lângă instalație, putea să fie producție finită, predată la magazie și încă nevândută, putea să fie producție vândută și încă neîncasată, sau putea să fie producție și vândută și încasată. Eu nu cred că sunt probleme de natură a înregistrărilor contabile la domeniul public. Dar asta pare am vorbit în numele lui. Perfect, vă mulțumesc. Vom vedea luna viitoare dacă raportul va conține modificări majore raportate la luna august, la luna septembrie. Și atunci uităm și pe directoare economică până la contabilul și să fie să dea explicație. Românul are calitatea de a se pricepe ce mai bine la meseria altfel. Eu am văzut reacții, prese care m-au surprins. O transmisiune pe ultima se evita și pe manager, care manager, când merge societatea să-și ia salariul, atunci să vină și la Consiliul Local să dea explicații. Dacă se prezintă, de acolo, aveți atribuții de tot proști în urmare. Domnul Consiliul Hai, vreau de desemnător. Ok. Și ce a domnul tot, probabil, informațiile pe care adresa au avut în vedere că dânsul și-a asumat răspunderea pentru condușea de mediul public de un an și ceva. Era normal să știți, domnul consilier, având în vedere că dumneavoastră ați venit, ați spus managerul împreună, ați fost aici în Consiliul Local, ați adus de mână, mi l-ați recomandat. Probabil că vrea să aveți informația la fixă, pentru că dumneavoastră răspundeți cel puțin politic de asultori. Dacă vă uitați aici, la rândul 1 scrie venituri totale și la rândul 2 venituri totale din exploatare. Dacă era o diferență între ele, probabil că asta se găsea în exploatare. Dar altceva vreau să întreb eu. Până aici, la cheltuieli totale. Și este coloana numărul 3, pe care scrie program cumulat la perioada ianuarie-august 2015 și este suma de 3.198.99. Așa? Iar realizat 2.949.000, deci practic ei se apropie de programul, un procent de 93%. Dar vedem aici că pierderile, toate că se apropie de programul și doar că au lucrat mai mult în perioada respectivă, totuși sunt destul de mari. De punctul meu de vedere, dacă vedem la venitul total de 2.471.000 și la cheltuieli totale 2.941.000, e vorbit de vreo 500.000 de lei, deci cam 5 miliarde. Se pare că începând din mai până în august, au fost mai mult de muncă și nu s-au mai înregistrat pierderile care mergeau 1 miliard pe lună. Aștept, din punct de vedere, alianța care a preluat conducerea acolo și a asumat răspunderea, să ne dea o explicație, nu să pună întrebări. Să ne dea o explicație, pentru că domnul tot, doar vă amintiți, acum un an de zile, era prin octombrie anul trecut, ați venit și m-am întrebat și v-a spus, știți ceea ce faceți și vă preluați răspunderea? Și a spus că da. Și acum ar trebui să veniți să ne dați un răspuns dumneavoastră, nu să ne puneți întrebări nouă, ci să ne dați răspunsul la ceea ce întrebăm noi. Dumneavoastră v-ați asumat acolo răspunderea pentru ceea ce se întâmplă, da? Nu răspunde la repută, domnul președinte. Se va avea muzeu. Mulțumesc, profesor. Din acum 2 zile, reprezentanții AGA la această societate sunt din partea dumneavoastră, dacă tot facem declarații politice. Iar eu nu sunt angajat acolo. N-am nici măcar dreptul să intru pe poarta aia decât dacă sunt mandatat de către colegi. Acum, raportat la ce declarații politice, ați făcut că ne-am asumat o responsabilitate, cu siguranță că cineva va trebui să răspundă. De aia înseamnă că o folosim banul și nu l-o justific.
explicat. Mulțumesc frumos. Bun. Omul pe ceva rău. Iată o incidență că de acum două luni de zile nu mai sunt iade? Nu știu. În 6 miliarde. Pentru că la mai erau 5 miliarde, acum la august sunt 5 miliarde. Posibil să fie din cauza asta, pentru că nu mai scade tot pe fost de două. Dacă de două luni de când spuneți că s-a desemnat alta aga, nu mai sunt iade, înseamnă că lucrurile sunt grave cu ce se întâmplă mai bine. Dacă două luni s-au putut, dintr-o dată, să nu mai fie pierde? Dar nu știu dacă sunt sau nu. Vedeți, uite ce scriu altele aici, nu fine, dacă vorbim, vedeți, vor fi corecte altele astea, nu? La un alt. Deci înseamnă că de două luni s-au pus confăcat normal. Păi, domnul, dar o să fie și mai bine, că l-am dat afară domnul primar și o să fie... Ați găsit cu ce să discutați, că asta este un Consiliu de Administrație, a plătit. La întrebările astea trebuie să răspundă directorul în fața Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație trebuie să răspundă în fața delegaților de celor mandatați în AGA și ăia trebuie să vină aici să dea răspunsuri în fața noastră. Asta e. Așa e schema organizatorului. Să vă consider. Vedeți, domnul primar, dacă v-am mandatat la ultima ședință acolo la domeniul public, noi știm că sunteți un om serios, o mână de fier și chiar să faceți treaba acolo în această perioadă. Eu aș vrea să vă semnalez o situație, aș spune așa mai clară, dar în același timp o situație tragicomică. Și domnul fost director acolo, Cristian Frânc, încă în momentul de față și săptămâna trecută, am înțeles că și zilele astea, încă folosea mașina de serviciu, mergea cu ea acasă și a fost sunat de către cineva din Consiliul de Administrație să aducă mașina la firmă. Iar ceea ce a răspuns acest om, mi se pare de-a dreptul strigător la cer, adică mașina asta o țin garaj până voi împlătiți perioada de după 19 august până în prezent și a venit și anotarea acolo la domeniul public. Deci, aș vrea să vă semnalez acest lucru și să vedeți puțin, pentru că e chiar tragic. Dacă vine cineva, deci chiar în interloc, pe aia de ultimă speță, mașină, o țingaș, până... Când am ieșit, după că, mă rog, când am ieșit de la ședința extraordinară, m-am întâlnit cu calendarii de parte sunt aici, la ieșire. Și nu știu cum am legat discuția și am spus, băi, știți care e diferența dintre mine și voi? Eu știu mai mult decât vorbesc, iar voi vorbiți mai mult decât știți. Nu sunt problema, a fost anunțat organul de poliție de către conducerea actuală, așa cum este, că mașina n-a mai fost adusă la firmă, organele de abilitate în drept își fac treaba lor de meserie. Noi nu putem să mergem, să facem scandalul în uliță, să luăm pe nimeni la bătaie, deci, din punct de vedere legal, conducerea firmei, a anunțat că i-a dispărut mașina cu numărul cu date. Rugăm și tot dat. Restul e folclor. Felicitări. Mulțumim. Dacă aveți discuții, mai sunt pe la acest punct, ordinea de zi. Dacă nu, trecem la următorul punct, ordinea de zi. Punctul 3. Proiect de hotărâre de rectificare a bugetului de drept și ședere a municipiului Cutia Sfântului, pe anul 2015, modificarea listei de investiții aferente. Comisia 1. Avizabil. Comisia 2. Comisia 3. Comisia 4. Avizabil. Comisia 5. Discuții de marginea proiectului de hotărâre. Domnul consilier Filip. Am uitat aici în proiectul de hotărâre și am câteva nedumeri, câteva întrebări. Și nu, dacă poate că cineva din executiv mă va putea ajuta la capitolul 51.02. Până aici, reparații, locuință închiriată în LUT, 25.000 de lei. Adică reparațiile la o locuință de la LUT, la o singură locuință, se ridică la 250.000 de lei. Această întrebare a pus-o și noi la comisie și așteptam un răspuns din partea aia. Hai că mă fac eu, mai mă vezi o simțire. Este vorba de o casă care stă să-i cadă acoperișul. M-aș fi dat-o vedeți. Are niște scări de lemn care stau să se prăbușească. Două scări de lemn, una pe fațada dintre drum, una pe lateral. Ieșind din punct de urcă oamenii din loc. Și am fost acolo, pentru că se făceau lucrurile în fațare. Am fost abordat de locatar, o femeie vârstă, o pensionară de la LUT, care mi-a spus că îi provocată, că riscă să-i cadă cu scala, așa mai departe. Restul sunt evaluări ale tehnicienilor care au stabilit ce trebuie făcut. Eu cred că trebuie făcut mai mult. De ce am luat hotărârea să reparăm că e o femeie, dădea coale din casă, pentru că e proprietatea noastră.
fiind proprietatea noastră și noi, femeia fiind cu chiria la zi, dacă femeia și-a îndeplinit obligația de a-și plăti chiria, și noi avem obligația să reținem imobilul pe care l-am închiriat în condiții așa cum scrie în contractul de închiriere. Au fost lucrări care nu s-au făcut la timp, s-au acumulat o mulțime, este cam cum. Dar dacă mergeți să vedeți acoperișul, nici nu cred că vom face cât ar trebui făcut. Nu facem până la nivel la care putem acum. Eu vă mulțumesc pentru răspuns. Era o nedumerire de-a mea. Eu credeam că probabil e un apartament și iar că apartamentele alea sunt noi și mă gândeam ce e așa valoare mare. Puteți o verificați acolo. Este în lucru la acoperiș de lucrare, dar acum să pun niște coni și e o situație care nu ne face cinste, ne face, ne aduce în fața de a ne fi rușine nouă, pentru că e proprietatea consiliului local. Și iar la capitolul, înțeleg că se lucrează la da, da. Fără să te avut să vedea ce s-a început acolo desfacerea ție. S-a început pentru că au început să ploaie, știți, poile care au fost, femeia în care ploua în casă și au trebuit și vreau cineva să schimbe niște țâgle acolo până... Mai stăm să vină zăpada și să lucrăm pe zăpadă? Și dacă nu mai puteți lămuri într-o... Putem aici la capitolul 67.0 la cultură de creiere și religie, văd 8.000 de lei pentru reparații scări, parc, verde. Scările care cobori acolo la zilele orașului, scările alea din ce știu, le-am văzut că sunt chiar ok, arată foarte bine. Probabil că e vorba de tencuiala care s-a făcut pe scările de la coborile în bază de ok, eu asta le-am văzut așa și am văzut să mă ante discuția cu domnul o întrebare. La capitolul 7.02, locuințe, servicii și dezvoltare publică. Vreau să întreb aici la eliminatul ornamental al ferenței Sărbătorului de Anul. Se suplimentează prevederea la partea de creditori materiale cu suma de 70.000 de lei. Deci se suplimentează, este o anumită sumă pentru iluminat și se suplimentează cu 70.000 sau asta e suma totală pentru iluminat? Suplimentează pur și simplu capitolul ăsta, locuințe, servicii. Se suplimentează prevederea bugetară fără ansamblu care viza întreținerea iluminatului public și plata consumului. În secțiunea respectivă prindem și banii pentru iluminat ornamental că urmează sezonul respectiv. A fost evaluat la 70.000. Achiziția a fost luată în vedere, a fost avută în vedere o achiziție de ghirlande și alte elemente specifice. Deci se suplimentează ce a fost anterior prevăzut pe segmentul de iluminat public. Și eu astfel de asta spuneți că am putin să suma de iluminat. E suplimentarea de 70.000. Că e suma din buget? Pentru iluminatul ornamental. Pentru iluminatul ornamental nu este. Acum oprinde, dar oprinde în tot ce înseamnă iluminat public, întreținere, consum. De asta se suplimentează capitolul. Ca să înțelegem față de ce exista un anterior, pentru că ceva le-ați cumpărat, tot ce existau. Să puneau ghirlande și tot. Deci unele peste două care trebuie să nu. Da, am înțeles, am înțeles. Față de cele care existau, mai cumpărăm încă de 70.000 de lei, nu? Da. Ca să știm. Deci practicarea sunt, noi le-am cumpărat în anii anterior, probabil ele sunt mai deteriorat, nu știu, trebuie detalii tehnice. Din punct de vedere al bugetului, să nu mai suplimentăm cu alte 70.000 de lei. Plus consumul nostru, adică de acești 70.000 sunt pentru iluminat ornamental. Da, consumul nu se suplimentează cu 70.000 sau... Da. Domnul consilier, bine? Deci la cheltuire capitolul 51.02 se apucă suma de 1.200.000 lei. Deci 1.200 de lei pentru acțiunea la aplicație informată de secțiunea artistisipată în OVE. Din câte știu eu, ăsta este abonamentul lunar. 1.200 de lei lunar. Din câte știu eu, acesta este... Ce abonament? Deci se aducă suma 1.200 lei. 1.200 de lei, da? Pentru achiziționarea aplicației informatice, secțiune achiziții pagina OVE. Da. Dar 1.200 de lei și-am terminat. Pe anul dar acesta... Dar avem nevoie de o aplicație care să ruleze și să funcționeze în cadrul paginii web, în care să facem achiziții online. Da, clar, în care noi... Da, exact. Pe pagina, pe pagina lor, pe SISAM. E vorba de SISAM sau... Pagina noastră. Deci pagina noastră, pagina oficială a... Da. 1.200 de lei? Da. Atâta a estimat informatică. Nu e vorba de la urmă.
discuție la cumeșe? Dacă nu vreau și pe doamna, directorul meu, mi se spune dacă de la anexa 2.3 poți luați luate sume de bani și lucrurile în altă parte la Secretaria de Dezvoltare, de la punctul 1 sau 2. La bunul, la consultanță. De la care? La oricare nivel. Potetic putem lua bani la punctul 2, să zicem, la serviciile de consultanță. Pe care folosi la dezmontare. Da? Mulțumesc. Atunci eu vreau să vă propun un amendament în sensul de a păstra în buget sumele prevăzute la secțiunea dezvoltare, capitolul cheltuie, 5102, respectiv 50.000 de lei pentru demararea lucrărilor la capelă și 50.000 de lei pentru prevederea privind monitorizarea video. Cu capela cred că nu mai o să discutăm, pentru că la momentul la care am discutat bugetul mare, am argumentat care, care este poziția noastră. În ceea ce privește monitorizarea video, vreau să spun că avem o problemă deficitară de care pe acest subiect. Am fost la întâlnire cu cetățenii din cartierul Șarât și domnul primar a participat la un moment dat la o astfel de întâlnire și a promis că acea zonă va fi monitorizată video, având în vedere furturile mari din locuințe care s-au întâmplat în ultima vreme în cartierul Șarât. Astfel că vă propun să păstrăm cei 50.000 și 50.000, respectiv 100.000, urmând ca sumele necesare pentru că ar trebui să le justificăm, dar totuși pentru a nu exista probleme, vă propun să le luăm de la următoarele capitole. 5.000 de lei de la capitolul 5.102 Autorități Publice, reparații locuințe, chiriată în lut. 48.000 reparații post fum, centrală termică, 5. Asta 8.000 de la 6702 cultură de creier, religie, reparații scărpe. De vreau să vă spun că sper că au fost reparate de domeniul public acum 2 ani de zile și în stare bună de pot fi utilizate. Rezultă un total de 61.000. 20.000 de la iluminatul public, iluminatul ornamental, la ferestre bătălor de iarnă, rezultă 81.000 și diferența de 19.000 vă propun să o luăm din anexa 2.3 servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor financiare externe. Dacă pe acest amendament există discuții, dacă nu supun la vot amendamentul propus de către mine, cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mine dă 10. Împotrivă? Deci, încă o dată. Cine este pentru? Vă rog, ridicați mâna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pentru 10. Împotrivă? Învățat de trei ori. De trei ori, ca prima dată, prima dată, ori ridicat, a treia ori ridicat, ori ridicat, ori ridicat, ori ridicat. Domnul Rotei, votați pe... Am stat să întreb. Nu eram lămurit ce votez. Am stat să întreb pentru ce. Deci 10 voturi pentru, împotrivă. 5, 6, 7, 2, 4, 5, 6, 7. 7. Abțineri? O abținere, domnul consilier Carpe. Samoil. Dacă nu mai sunt discuții pe acest proiect de hotărâre, supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul adoptat anterior. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Aceeași situație. 10 pentru, 7, 6 împotrivă și o abține domnul consilier Carpe Samoil. Deci, la următorul proiect ordinar de zi. Aprobarea contului de execuție al bugetului de lucru și cheltuiela la urmă în pe atunci perioada 1-1-2015, 30-9-2015. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Comisia 3. Comisia 4. Aviz favorabil. Comisia 5. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri, unanimitate.
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru agroapă specialitatea primară în municipiul Câmpia Cuzi și pentru serviciile publice de interes local. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Comisia 4. Aviz favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Discuții de marginea proiectului de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind desemnarea centrului la 10 compania de sănătate Câmpia Cuzi S.A. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Comisia 4. Comisia 5. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu, domnul consilier, tot, vă rog. În forma în care este propus proiectul de hotărâre, eu mă voi abține să votez pentru că am următoarele reține. La acest proiect de hotărâre nu avem contractul de mandat pe care să-l semneze reprezentanții ADA cu cenzorii. Se discută aici de situațiile economice și aceste discuții sunt și pentru punctul următor de ordine de zi. Comisia de cenzori trebuia să ne aducă nouă la cunoștință anual situația financiară economică a acestor societăți. Nu să fie plătiți. Bine, urma să vorbesc și despre plata cenzorilor. Avem articolele din legea 31 care spun clar numire, indemnizație, responsabilități, activitate, ce au ei de făcut. Și atunci, strict pe proiect, la reprezentanții ADA sunt mandatați să voteze pentru alegerile persoanelor nominate. Aia este foarte clar, este punerea în aplicare a hotărârilor noastre de numire a Comisiei de cenzori, care urmează ulterior să fie înregistrată o început, ca să se prevedere statutare. Dar reprezentanții ADA urmau să semneze împreună cu acești cenzori un contract de mandat în care să fie stipulate clar obligațiile lor, indemnizația lor, ce au de făcut pe lângă ceea ce legea impune acest lucru. Eu nu vreau decât să vă dau citire la articolul 163, ca să nu ziceți că mă sar pe lângă lege. Cenzorii sunt, legea 31, sunt obligați să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legale, domnite în concordanță cu registrele, dacă sunt ținute regular. Despre toate acestea, precum și despre propunerile lor, sunt obligați să informeze adunarea generală a acționarilor. Ba mai mult, au obligația să avizeze situațiile financiare economico-financiare ale exercițiului bugetar din anul anterior. Amen. Noi suntem acționari. Ești reprezentantul, dacă ne-am delegat. Domnul consilier, o să vă rog, lăsați să spuneți punctul de vedere colegul și după aceea vă o să... N-am să citesc până la alineatul 5. Articolul 5. Cenzorii sau sunt obligați, în cazurile mai importante, să aducă la cunoștință adunării generale. Noi, actii care am propus noi să scrie niște procese verbale, sunt adunarea generală. Noi suntem acționarul, pentru că în constatatorul fiecarei societăți scrie primăria municipiului Câmpia Cuzi prin Consiliul Local, nu prin cei trei care ne reprezintă pe noi să ducă la îndeplinire hotărârile noastre din administrativ în comercial. Dar aceste rapoarte, dacă s-o trebuie să vorbească, aceste rapoarte trebuiau să le prezinte vechi cenzori la încheierea mandatului lor. Ei trebuiau să vină să ne informeze cel puțin despre situația economico-financiară. Ne-am trezit cu datorii foarte mari la salubritate, ne-am trezit la domeniul public cu situații neclare și atunci eu zic că nu și-au făcut datoria și-au fost plătiți. Cei care vin acum la schimb pe care urmează să-i votăm, eu am pretenția să aibă minimele cunoștințe despre ceea ce au obligația față de acționarul care astăzi urmează să-i voteze. Asta cu privire pur la hotărâre. La această hotărâre aș fi avut pretenția eu personal să văd contractul de mandat în forma în care să-l și aprobăm. Poate acel contract de mandat le spune doar trei articole. Vă numim, vă registrăm la ONG și vă dăm indemnizație. Așa m-am gândit eu, că dacă nu e acibă, ăla va fi contractul de mandat.
Iar mai departe, sigur că aici ar fi fost necesar să fie trecut și cine semnează contractul de mandat cu ei, pe cine mandatăm să semneze contractele de mandat. Acei trei reprezentanți, un reprezentant din cadrul executivului, pentru că eu știu că s-a făcut o ordine de Consiliu când un consilier era mandatat să semneze contractele de mandat la o anumită societate. Noi nu avem personalitate juridică și nu putem să mandatăm un reprezentant al nostru să facă numele nostru acte și fapte care se implice consecințe juridice. Și atunci, eu vă propun un amendament la punctul 3 din articolul 2, reprezentanții noștri, AGA, la compania de salubritate, sunt mandatați să voteze, până aici este bine, persoane nominalizate și să prezinte spre aprobare contractul de mandat al noilor de la punctul de acolo și să prezinte contractul de mandat spre validare acționarului. Atunci s-ar rezolva toate problemele. Așa? Atât. Bine? Da, practic, nu e ceva care trebuie să cunoască legislația, interpretează la modul așa, de casa, de la grande, de dar nu știu, poate să făcea la modul. Dar ideea că în momentul ce ne-am mandatat, trei, am și a spus ce să fac, să semneze contractul de mandat. Am spus exact ce drepturi au când am numit oamenii în acta, nu? La salubritate. Ne întoarcem acum să le spunem că trebuie să le aducă față un contract de mandat. Eu să fac conform legii. Dacă vrei, putem să cerem acta. Facem o altă hotărâre din Consiliul Local în care cerem reprezentanților acta să vină în fața Consiliului Local să prezinte situația societății cu raportul cerțelor și așa mai departe. Deci noi putem să facem orice pentru că ne-am numit pe cei trei. Dar până nu le revocăm, noi putem să spunem că ne intrăm pe ăsta ei. Le putem da, cum am dat astăzi, le spunem că sunt obligați să voteze în ACA ceea ce noi astăzi hotărâm, dăm un mandat clar. Nu ne împiedică nimeni să dăm mandat clar reprezentanților numiți de pe Consiliul Local în ACA să facă orice, ceea ce e legal, bineînțeles. Practic nu e nevoie astăzi să avem aici o anexă contractul de mandat, pentru că contractul de mandat va fi între reprezentanții ACA și cei care sunt centru, cum văd și cea mai trebuie. Deci e multă poveste spusă aiurea pentru a ne pierde timpul, inutil, ca să acoperi problemele de la domeniul public, unde au răspundere și așa. Ce ne spune domnul consilier? Prin să ne vorbesc despre rezultatele extraordinare de la domeniul public, să trească așa cum se vorbește. Spuneți-i despre ala. Nu povești din lege pe voastră. Domnul consilier, poate să ne spună la cum dumneavoastră. Bine, mulțumesc. Dacă am cineva, domnul Consiliu Doiu. Doar vreau să-i mulțumesc domnului coleg tot că, în sfârșit, după 3 ani de zile, în momentul de față s-a trezit din amnezie. Tot fericit. Vă rog să nu mai discutați contradictorul. Cred că toți am dormit până acum. Nu, domnul, tot n-am dormit. Dacă eu m-am trezit. Nici eu, nici dumneavoastră. Vă rog să nu mai puneți în contradictorul, domnul consilier. Domnul consilier Petru v-a ascultat până v-a finalizat plenaria. Lăsați-i să spună punctul de vedere, după aceea, dacă doriți întreba replică, vă dau cuvântul. Mulțumesc, e suficient. Vreți să răspundeți? Da, pui că doar. Eu vreau să-i mulțumesc, domnul consilier, tot că ne-a învățat însă și care este diferența între acționar și acționar. Vreau să vă măsurați cuvintele, domnul consilier, tot. Asta cu n-am pui că doarme, nu este atitudine de Consiliul Local al municipiului în viața ăsta. Eu vreau să-i mulțumesc domnului consilier că am învățat care este diferența între adunarea generală a acționarilor și acționariat, de parcă noi n-am fi știut, și ca tare, dacă din partea executivului cine vrea să vrea să rezolve problemele ridicate de domnul consilier tot. Dacă îmi permiteți, dumneavoastră și-a permis că m-am trezit. Eu pot să zic că... Nu, a spus că dumneavoastră v-ați trezit. Păi eu m-am trezit. Zic, domnule, am până acum. Și atunci s-o genera. Eu mi-am retras cu vizia. Dacă din partea executivului vrea să răspundă cineva la problemele ridicate de către domnul consilier tot. Vă rog. Nu vreau. Deci avem un amendament. Să știm ce votăm. Nu, până-i doar vă spun eu.
Ce să spunem la acest lucru? S-a făcut timpul. Noi am lămurit dacă e așa, sau dacă nu e așa, cum zice domnul Tău. Eu zic să nu mai explic ceodată, colegi. Nu. Dacă nimeni din partea executivului nu răspunde, atunci am să supun la vot amendamentul așa cum a fost prezentat, respectiv la articolul 3. La articolul 2.3, da? La finalul punctului 3 se introducă fraza și să prezinte contractul de mandat spre valizarea acționariatului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O, două abțineri, domnul consilier Ghene și domnul consilier Ghene. Mai în vedere faptul că amendamentul a plecat, supun la vot. Nu. Vă rog să faceți propune pentru cerere. Domnul consilier, domnul consilier Gar Samuina. Propun pe doamna și cu Simona. Simina. Am vrut la voi pe zi, da. Și cu Simina. Alte propune, domnul Bene. Pe doamna Topăscu. Oaia. Cum? Tapa S.Z.T.O. Alte locuri mai sunt? Domnul consilier Haiduc? Vă propun pe doamna Ala Rodica, care este și pe contract. Ala Rodica. Alte propuneri? Secretaria, să vă rog să faceți plăcerea de știință. Tapa S.Z.T.O. Tapa S.Z.T.O. Tapa S.Z.T.O. Tapa S.Z.T.O. Ajutat-o. Și Radu Rodica? Este pregătită urna? Urna e acolo. E pregătită. E pregătită acolo. Gelul. Spatele la gelul acolo. Radu Rodica. Radu. Cele două posturi. Trei posturi. Da. Sau și ultimul va fi să pe altă și sub care? Da. Care rămâne simplu. Vă pun în discuție, domnilor consilieri. Avem trei propuneri. Vom face propunere separată pentru supleant sau cel care va avea numărul de voturi mai mic să fie supleant. Vă rog să vă exprimați prin vot. Pentru? Varianta? Da. Deci al treilea este supleantul. Sunteți de acord? Cine este pentru? Unanimitate. Păi tot cu vot. Până să mă dă. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de consolidare cu principiul propriei aduse și cu computer să rămâne și propriei aduse. Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 2? Aviz favorabil. Comisia 3? Comisia 4? Aviz favorabil. Comisia 5? Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind prevederea profesorului de Sfânta de Aur în anul 2015. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Comisia 3. Comisia 4. Aviz favorabil. Comisia 5. Discuții. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea domeniului secțiilor publice și a lucrurilor care contravenienții, precum și persoane fundamentale, pot presta mult în folosul comunității. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Comisia 4. Aviz favorabil. Comisia 5. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Ustări, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Trecem la vot. Pentru proiectul raportul 6. Procedura de vot este cea prevăzută la notă.
Estimarea votului se face prin barare cu linie orizontală a numelui și pe numele tuturor candidaților pe care Consiliul nu dorește să ia la vot. Facem o pauză până ce comisia de numare a voturilor. Comisia 3, Comisia 4, Comisia 5, discuții pe marginea proiectului de hotărâre.
Domnul consilier, tot. La punctul, la articolul 2, ar dori să se introducă un aliniat nou. Durata închirierii este de un an de zile, cu posibilitatea de prelungire cu acordul părților. Deci, la aliniatul 2, la articolul 2, articolul 2 se aprobă, comunați-vă de camerare, se aprobă? Se aprobă, dacă aduneze și aliniatul 2, deci... A, introducem la aliniat 2. În aliniatul 9, la articolul 2, durata închirierii este de un an de zile, cu posibilitate de prelungire. Cu acordul părților. Domnul Sărbe Păiu, o să vă rog să fiți atenți, pentru că nota de fundamentare este trecut. Închirierea se va face pe o perioadă de 10 ani, pentru posibilitate de prelungire. Cred că nu poate fundamentare în parte de caietul de sarcini. Nu știu dacă în caietul de sarcini apare această... Să verificați. Nota de fundamentare, ante penultimul aliniat, apare nota de fundamentare. Am înțeles în nota de fundamentare. Eu zic că problema mare ar fi să nu apare caietul de sarcini. Doar în acolo. Nu apare, da? Nu apare, da? Nu apare, da? Amendamente. Alte amendamente mai sunt, alte discuții. Eu vă propun și eu un amendament. Am discutat la comisie și mi s-a promis. Aveți amendamentul pregătit? Un amendament la caietul de sarcini. Articolul 10, litera D, la D, formulează felul următor. Pentru comentat persoane fizice, asociații familiale, persoane fizice autorizate și asociații neguvernamentale. Da. Am zis că este bine ca și aceste categorii socio profesionale să poată participa la licitație, să nu fie excluse prin faptul că n-ar fi îndeplinit funcție de încăiatul de sarcini. Și atunci, supun la vot, dacă nu sunt care discut, ca domnul Petre, vă rog. Deci, poate că ar fi bine să auziți și părerea companiei de apă, dar avem întrebări pe domnul Rece, pentru că mă gândesc la amendamentul domnului Tot, un an de zile. Faci închiriere cu un an de zile. Poate că compania dorește să investească ceva acolo, să modernizeze clădirea, să facă ceva. Pentru un an de zile nu mai are rost să facă nimic. Nu pot să-mi exprim un punctul de vedere, acest punct de vedere și îl dai spune domnul Matei, dacă dorești. Legislația e liberă, nu putem să... Spuneți-ne-o că le vom lua cu personal, echipată ce te-ai consiliu de 3 ani de zile și nu are. Nu sunt mandatat să vorbesc despre acest subiect. Cine este dat, voi să vă spun de vorbire. Intenția aici nu este de neapărat de închiriere, ci de vânzare. Ăsta a fost concesionat către compania de apă prin 2007, fără niciun ban. A fost un fel de contract de comodat, dacă vreți, drept de folosință, fără să plătească nicio paracheală. Am zis, domnule, nu e regulă ca o companie care pe noi ne taxează, să folosească bunurile noastre și să nu dea un ban. Deci, cu termen de imediat, trecem la închirierea bunului și vă vom propune vânzarea. Sunt niște probleme de întabulare a terenului, sunt niște încurcături în hârtii. Vreau să spun că avem mari probleme în domeniul domnului. Domnul consilier Ciutovă, puțin la niște urmări și atunci domnul primar. În general, avem mari probleme la nivelul patrimoniului cu întabulări și așa mai departe. Domnul ăla care multe lucruri, deci aici sunt probleme de identificare, de intrare în legalitate, de atestarea dreptului de proprietate și în momentul următor, deci vom veni cu o propunere de vânzare. Asta vreau eu să mai adaug la ce a spus domnul. Păi, mă așteptam să mă întreb ceva, domnule, dar de ce închiriere și nu vânzare? Deci, în prima fază, facem o închiriere, în momentul în care cu toate documentele regulă, promovăm opțiune de vânzare. Felicitații cu toate regulă. Termenul de un an mi se pare mic. Deci este un termen care sper să nu ajungem să îl îndeplinim sub formă de închiriere, ci mai degrabă sub formă de operațiune de vânzare cu cumpărare. Ne mai capitalizăm. Domnul Sărbe. Aici avem o problemă. Când se dau dreptate la domnul Tot, doar că nu sunt de la asta, dar până la urmă, de data asta e ieșit. Domnul primar ne spune că următoarea fază este vânzarea.
stabilirea de perioadă de 10 ani zile, o perioadă nedeterminată, știți că există un drept al chiriașului. Deci, în momentul în care la vânzare, oricine o cumpăra, chiriașul putea să rămână și foarte bine să zică, domnule, eu am contract de chirie pe 10 ani de zile, cel care e nou proprietar trebuie să preia contractul de închiriere, da? Cum sunteți avocat? Nu e cam așa, domnule. Dacă nu scrie că până la data vânzării, în contract, contractul ăla trebuie să dea, da? Da, da, nu, scrie că ai desarcit că până la momentul vânzării. Deci, domnul secretar, până scrie că ai desarcit că până la momentul vânzării, durează contractul de închiriere. Nu, dar referitor la ce a spus dumneavoastră că nou dobânditor trebuie să se mete contractul de închiriere, dar la fel respectăm anumite condiții. Care sunt condițiile? Una dintre ele este înscrierea în cartea funciară a contractului de închiriere. Bun, și o să îl scriem în cartea funciară? Dar nu ar trebui să facem acum. Se creează... Nu, adică se nu creăm o problemă. Nu intrăm în contradicție când nu-i caz. Deci în sensul în care să trecem un termen sau să trecem un contract, atunci acum de la data vânzării, ca să poată face vânzare. Eu, de fiind jurist, vă spun că documentul care se va încheia contractul de închiriere va cuprinde, probabil, zic eu, instrumentalul juridic și o clauză că în cazul în care se va proceda la vânzare, contractul cu acordul pe nou se retirează. Acolo am un document cu între părți, cel semnat va fi cel semnat din către compania de apă chiriaș și noi ca proprietar. Corect, dar să trecem asta pentru că altfel, în momentul când o să ajungem la licitație, practic exclude cu oricine altceva decât actualul chiriaș, ceea ce vă putea să dea un preț mult mai mic, probabil, decât am obține, în momentul în care concurența ar fi liberă. Deci, din punctul ăsta de vedere, dacă domnul secretar ne spune că o să se întâmplă, asta mi se pare o regulă cam nimic de... Tocmai această întrebare, am și noi prima și am spus că vom trece în contract de închiriere această clauză. Vă rog. Vreau să vă spun că, într-adevăr, la întrebarea cu Consiliul Administrației s-a discutat la un moment dat achiziționarea unui astfel de spațiu și să face investiții, pentru că disputa noastră a fost întotdeauna că să facă investiții doar la tur, dar că ea s-a modernizat acolo, că au cumpărat sediu de la OATU Turda și mai departe și normal este intenția clară ca un model operativ să facă demersurile și dacă, bineînțeles, să poată achiziționa și să investească în așa fel încât să avem un să vină și bala muzică local și să lăsăm avem. Dar știți că avem un proiect cu Creșa, știți că nu avem bani pentru Creșa și unul din intenții că vinde bisericul românei, că totul folosim și banii de acolo îi alocăm pentru Creșa. De acolo, da. Asta va fi propunerea la un moment dat potrivit. Ideea e foarte bună, dar am înțeles că banii vin vor veni la misă de Moldovie. Este depusă o documentație, dacă vin și de la ministerul, deci nicio problemă. Atâta problemă, că e că vin banii din nou. Eu zic că dacă compania de apă dorește să investească în câmpia Turzii, poate să achiziționeze CT10, care se scos la vânzare la preț de apartament, și poate cumpăra... Să vină, e important. Să pună punctele centrale, să investească acolo. Vă vedeți o problemă. Am spus la internet, în așa că trebuie să pună și pe bona noastră și investiție. Deci, scos la vânzare la preț de apartament, am înțeles. Se dă în licitație. Prețul de pornire, până la urmă, prețul cu care se ajudecă o licitație, e prețul pe care îl dă cumpărătorul, care cere vânzătorul. Cât primești, atât are prețul. Poți să ceri cu prețul. Dacă nu mai sunt alte discuții, domnul se va duce. Aș dori să adresez o întrebare domnului secretar, în cazul în care va exista, bineînțeles, în chiriaș, va exista o clauză contractuală, va fi o clauză de prețiune în ceea ce privește vânzarea primului lucru. Primează prețul cel mai mare sau va fi un drept de prețiune în cazul chiriașului? Dacă avem un drept de prețiune, va fi părași. Câștig eu, să zice ABC. E posibil să fie, am pus să zic, e posibil să fie și o astfel de clauză contribută în contractul de închiriere, în care, în situația în care se vinde mobilul, chiriașul să aibă drept de prevențiune la cumpărarea mareții tale. Asta trebuie să facă. De prevențiune înțeleagă la condiție egală. Deci nu afectează prețul. La condiție egală, ia chiriașul.
Nu e banii mulți. Dacă chiriașul sau dacă celălalt care nu-i chiriaș vrea, să dea mai mult. Asta trebuie să știm înainte să votăm. Da, domnul consilier, va fi de lucru astfel de plată. Să știți, da. Îți pare corect să știți. Da, îți pare corect. Aflăm tot lucruri noi, dacă mai trebuie, poate 5 minute, mai tot aflăm. Ce o să... și așa... Aveți atât de văzut, domnul consilier. Așa, ce o să mai fie contractul ăsta, ca să știm și noi, nu? Ce trebuie să apropie acolo, să-l apropie. Nu, nici o problemă. Apare de trebuie să și am văzut probabil scheme de sarcini din cauza de prevențiune. Da, si. Este legi. Scrie? Asumat cum să mai citesc. Domnul, până la urmă, eu ce cu instituție care redactează și domnul. Aveți nevoie de cauza de prevențiune. Dacă vrea compania de apă, să cumpere, să dea acolo mai mult. Nu nicio problemă, dar față problemă. Supun la vot amendamentul domnului consilier Tot, în sensul de a se introduce la articolul 2, la linia 9, care se următorul conținut, durata închirierii este de un an de zile, putând fi reziliat cu acordul părților. Da? Pot cu drept de prelungire. Prin acordul părților. Da? Domnilor consilier, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Supun la vot amendamentul pe care l-am ridicat la comisie, respectiv la punctul articolul 10, punctul D, din caietul de sarcini, să aibă următorul conținut pentru comerciați persoane fizice, asociații familiale, persoane fizice autorizate și organizații non-guvernamentale. Cine este pentru? Împotrivă? Abține unanimitate. Vă rog să treceți la vot înapoi la punctul 7. Supun la vot proiectul de hotărâre, așa cum a fost acest amendat. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Care se consideră ca o diferență decodată în plus. Din punctul meu de vedere, care vorba la domnul primar, nu se economise, se eliminează valoarea clădirii de la 2.705.000 la 2.588.000, sumă care apare și în proiectul de hotărâre la punctul 3. Diminuarea
valorii unui imobil se face pe bază unei expertize, așa știu eu. Mă, nu știu, dacă vi se dau explicațiile la care mă gândesc eu, bine, dacă nu, voi propune ca acest articol 3 să fie scos ca amendament, să fie scos din proiectul de hotărâre, urmând să se renumeroteze celelalte puncte. Deci, atât? Atât. Domnul Olan. Sau cine? Cine poate da domnul? Doamna Mariana Lanză? Ultima decizie venită de la Curtea de Conturi, Ionic s-a cerut iar alegoarea acelor verificări, pentru că avea un grad de precizie mai mare, s-a apelat la proiectatul inițial. S-a cerut o reproiectare a imobilului respectiv. În urma reproiectării au rezultat niște articole de deviz, s-a recalculat toată valoarea investiției și a rezultat acest deficit de 116.000, valoarea decotată nejustificată. Pentru că acea valoare nu se regăsește în lucrări în teren, s-a ajuns la varianta de a diminua valoarea de inventar a imobilului această sumă. Asta a prezentat în față. Deci este în urma unei reproiectări făcute de acel proiectant. Mulțumim, domnule consilier. Eu am înțeles că aceste lucruri au fost deja plătite, ca să nu mai zic de contante, să folosim lucruri. Ne-am înregistrat în contabilitatea OAT-ului cu 2.705.000 lucrări recepționate la acel moment, achitate și înregistrate în contabilitate. Că am reținut foarte bine într-o zi două ultimată, nu mai răie după aia, că nici eu nu sunt economist. Și atunci, dacă eu am o valoare de inventar înregistrată, doar că cineva a venit și a zis că domne, costă mai puțin și nu știu ce, banii ăia trebuie recuperați de undeva, mă duc pe diminuarea valorii de inventar, dar ce se întâmplă cu suma aia? Suma respectivă a fost solicitată de la lichidator, pentru că firma ETA a intrat în insolvență în structurul acelui imobil. Suntem înscriși la secretară cu toată valoarea, și una de recuperare a lucrurilor și procedura prevăzută în acest s-a că am făcut o donație de 116.000. Asta e părerea mea. Bun. Să înțeleg că aveți și un amendament sau? Eu unul aș solicita până se clarifică foarte clar. Nu știu dacă sunt procese pe rol. Sunt situații în care ne vom putea trezi că acea sumă de bani să o pierdem definitiv să ne impute cineva nouă consilierilor. Eu, cel puțin, eu nu vreau să plătesc. Și atunci, e posibil așa la întrebare. Deci v-am explicat tot mecanismul. Acea sumă integral este prinsă în tablou de creanțe de la SCE Dan. Figurează în acel tablou. Puteți să verificați. Nu, eu înțeles. Deci, domnul consilier Sos. Recuperarea efectivă de la, din procedură, nu pot să garantez la momentul respectiv că se va întâmpla. Tot ca ăștia care nu suntem economiști, avem un avantaj, putem vorbi și prostii. Noi n-am renunțat la suma aia de 11.000. Noi am solicitat-o în mod legal. Doamne, ți-am plătit o sumă în plus, documentată cu acte, ăsta e îmbogățire fără juste mei, dă-ne banii înapoi. N-aveam noi de unde să anticipăm, sau nimeni nu poate anticipa până la urmă, că firma X va intra în insolvență peste 2 săptămâni și așa mai departe. Deci noi, obligația de a cere restituirea sumei plătite, socotită de noi ca nejustificată, ne-am îndeplinit-o. Întrebarea a făcut că firma a intrat în insolvență, administratorul judiciar ne-a înregistrat în tabelul de creanțe, din procedura de lichidare a firmei vor rezulta niște sume de bani care se vor distribui conform legii. La încheierea procedurii, administratul judiciar trage linie, ăștia au fost banii, i-am repartizat pe creditori conform legii,
judecătorul sindic semnează acolo, din regulă s-a respectat legea, din momentul ăla nu avem altă soluție decât să înregistrăm pierderea în evidențele noastre contabile. Asta e procedura legală, nu, nu este asta. Eu care nu dice acum. Asta chiar că o știam, procedura cu lichidare. Problema mea era, dacă este legal sau nu, să diminuez valoarea de inventar pe o simplă anexă, pe baza unor scripte făcute de proiectant și nu este nevoie de o expertiză care să vină să certifice că ce o să trebuie să se închidă procedura intervenției și atunci știm care e prejudiciu, că s-ar putea să luăm 250 de bani din lichidarea lui. Că nu mai luăm nimic, că am o convingere fermă. Da. Aia altceva, dar aia nu să știm. Dar dacă legea ne permite să diminuăm valorile de inventar pentru o simplă... Până nu s-a încheiat procesul. Eu eram încheiat, n-am încheiat sau n-am pierdut creanța care avem atunci la Ruieda. Și atunci, asigur că acum, după aceste lămuriri, eu îmi permit să fac următorul amendament la proiectul de hotărâre, să se scoată din proiectul de hotărâre articolul 3, urmând să se renumeroteze 1, 2, articolul 4 să devină articol 3, articolul 5 să devină articol 4, până se clarifică situația. Eu sunt neclarificat. Eu personal. Acum dumneavoastră apreciați, au făcut această, acest amendament. Mai mult de atât nu pot să zic. În această situație, supun la vot amendamentul domnului consilier tot în sensul de a se omite articolul 3 și a se renumărăta articolul 45. Dar domnul consilier, cine este pentru? 2, 4, 6, 8, da? Abține? Împotrivit? 10, supun la votul de rezultări așa cum a fost promovat de către inițiator. Cine este pentru? Împotrivă. 3 împotrivă. Tot de acceptat. Abține. 5. Trecem la proiectul de vedere privind privind aprobarea declarației caracterizate de modificare a limitelor de proprietate și situației bunului SIS CP 53.324 pe piață din numai cadastral 53.324 și a trebuit pe atunci să aibă la ministrul numărul 248 ani. Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 2? Aviz favorabil. Comisia 3? Aviz favorabil. Comisia 4? Comisia 5? Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. O să vi-aș dori cineva de la ZEU să ne explice ca ce s-a întâmplat aici. Nu? Atunci patrimoniu. Deci există o nevoie tehnică de la lei mai tare un pic sau... Din partea domnului topograf, general topograf de Iacantești, a fost solicitat să întăpuleze pedicul de proprietate în zona unde groapa de depozitul GDC-ului. Și cu ocazia asta constatat că la scădea mântătura suprafața de zace nici s-a suprapus, se suprapune peste dreptul de proprietate a unor persoane fizice acolo. Și asta e o măsură de remediere practică a situației. Asta era, deci am și memorul tehnic aici la mine, dacă putem să... Ce se întâmplă cu harta de gunoi? Ajunge suprafața pe care o avem acolo? Da, da. Deci solicită... Pentru închiderea harta. Da, Constituțială a solicitat aproximativ 7.000 de metri pătrați. Închiderea harta. Da, pe lătrii s-a dat 43.000 de metri pătrați dintr-un protocol și suplimentat la suprafața aceasta... Deci nu afectează închiderea harta de gunoi? 7.000 de metri pătrați. Supun la votul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate.
Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii directe a unității de 35 metri pătrați în favoarea doamnei Șilara Lina Angelica, vedere extindere imobilului proprietate personală, stat de Câmpia, Sfântul 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 Comisia 1, avis favorabil. Comisia 2, avis favorabil. Comisia 3, avis favorabil. Comisia 4, avis favorabil. Comisia 5, avis favorabil. Discuții. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea stației de transport în domeniul privat al municipiului Câmpia Dulce, destinată atribuirii folosințe gratuite în vederea construirii de locuințe proprietate personală pentru condiții de 15 pe 2003. Comisia 1, avis favorabil. Comisia 2, avis favorabil. Comisia 3, Comisia 4, Comisia 5, discuții. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate. Proiect de hotărâre privind crearea în Ministerul Școlii și Gimnaziale Meritează Câmpia Dulce a unui microbus pentru transport școlar. Comisia 1, Comisia 2, Comisia 3, Comisia 4, Comisia 5, discuții. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate. La punctul 17, întrebări, interpelări diverse, vă rog să vă scrieți la cuvânt. Domnul consilier Bene. Domnul Pătruțiu. Domnul Valori. Alte scrie la cuvânt. Domnul Bene, vă rog. Constatat în ultima perioadă că apar prin presă documente originale din primărie. Știm că accesul presei la documente și la informații este reglementat prin lege. Aș dori... Domnul Ștefan, să vă rog, totuși voi, am fost de vocal. Deci aș dori să știu dacă documentele care au fost publicate prin presă, documentele proprietate privată a primăriei, de ce le-au fost publicate ca urmare a unor cere, dar chiar dacă nu scrise verbale din partea presei. Și ar dori să știu în continuare că este posibil că de acum încolo, din o perioadă mai grea, o să apară tot felul de documente din partea unor altora din primărie, prin presă, așa pur și simplu. Deci ar cineva răspunde la pentru documentele care apar. Pe mâine ne trezim că un fel de WikiLeaks se publică totul, poate tot apare toată arhiva primăriei prin presă. Mulțumesc. Dacă din partea executivului de să spună ce anume din consilier. Domnul consilier, face o întrebare retorică. Nu spune la ce se referă. Da, eu vorbesc. De ce nu mă citesc și eu? Nu, dar dai bine așa mă văd. Nu a fost obiectul, din câte știu eu, s-au cerut anumite relații de către domnul înscris pe baza legii 544, la care am pus la vin, eliberați ce s-a solicitat. Acum, conținutul cererii dumnealui era clar exprimată, eu nu știu dacă cândeva de noastră se referă la documentele cerute sau și la alte. Deci, noi, la orice solicitare privind lămuriri, privind activități de fiind, răspundem cu formulești. Deci, în vădura în care documentele au fost solicitate, scris în bază legii, ele s-au eliberat. Mulțumesc. Eventual aș avea atunci o cuvinte către presă, în momentul în care publică documente, să atașeze frumos, că pe baza cererii către primărie, ca să știm și noi să nu vorbim. Conformitate cu cu legea, nu am nicio obligație să trec sursa documentelor pe care le public la mine pe ziar. Dacă le-am primit, eu le pot publica atâta timp cât acele documente sunt publice, nu private, domnule Ben. Sunt la ce faceți dumneavoastră de referire, bănuiesc. Sunt două documente, unul pe care, într-adevăr, l-am primit de la Primăria Municipiului Câmpia Dulce din baza unei cereri pe 544 și încă unul pe care l-am primit pe mail, de la un mail anonim, care conține o serie de fotografii de pe un registru care este public al Primăriei Municipiului Câmpia Dulce.
Ok, nu avem nicio problemă cu presa. Deci presa lucrează cu succes și totul e ok. Problema este la primărie, că pot ieși documente PNP pe sub masă, pe sub ușă, pe sub orice. Și dacă în aceste situații, eu vorbesc numai de cele pentru care nu s-a depus cerere, pe cineva, ia măsuri. Totuși, eu vreau să spun că noi nu practicăm la ieșirea din primărie control corporal. Nu interzicem salariaților să intre cu telefon mobil în interior. Nu verificăm conținutul telefonului mobil când iese. Deci există posibilitatea ca anumite persoane care au acces la anumite documente să le fotografieze și așa mai departe. Repet, noi ne anumăm răspunderea pentru documentele eliberate pe solicitare scrisă, conform legii. Restul sunt sustrage. Acum, cum se încadrează aceste sustrage în cadrul lui MSN? Dacă îmi permiteți, doamne președinte, nu am publicat nicio informație cu caracter confidențial. Și nici nu de la informații clasificate. Nu. Mulțumesc. Domnul primar, că a fost director la fabrică și ar fi ieșit un document indiferent de, sigur ar fi căutat și ar fi aflat sursa, că se poate identifica zona de unde iese și sigur, dacă se dorește, se poate afla. E corect să iasă, iese. Există acum fiecare angajat semnează la fiecare unitate la unde lucrează că nu are voie să publice, să comunice date, informații la care are acces prin natura serviciului. Asta la orice unitate, la și la serele este valabil. Domnul Pere, dacă n-a revizat hot, n-a revizat nici poliție. Există poliție, înseamnă că se șupă. Pentru că dragul meu nu să spun dacă nu faci o anchetă interne, pentru că ai identificat și că a fost asta. Asta e zicul. Păi nu, asta vreau să întrebați. Doamna Ministru, vreau să spun numele colegilor, pentru că lucrăm de atâta timp împreună, deci mă trebuie să fim foarte corect. În conformitate cu legea, documentele se pot clasifica. Documentele care sunt clasificate ca fiind de interes, strict de interes confidențial și așa mai departe, au un anumit regim și cei care clasifică și care operează cu astfel de documente și nu răspund. Documentele care nu sunt clasificate, nu este absolut nicio problemă să intre sub un astfel de regim. Acum, trebuie să recunoaștem că la o serie dintre colegi, probabil, se mai și solicită anumite documente și, de fapt, chestiunea asta cu multiplicarea referatelor și nu de acum. Asta e o problemă de bani de zile, din primele mandate și așa mai departe, în care unii mai fac și la astfel de nu este de fapt o consecință anumitor lucruri și tot cam noi consiliere și oamenii politici le cam solicităm, fără copie și așa mai departe și ei din care să fim corecte, nu spun nimeni are corect. Problema este că sunt scoase din context de cele mai multe ori și sunt folosite în sensul ăsta. Da? Altfel, să știți că eu zic că sunt oameni foarte corecți în punctul ăsta de vedere. Deci eu nu vă spun că am informații pe care nu le verific, privind diverse persoane care copiază documente care circulă prin jurul meu. Vreau să vă spun că eu nu mă ocup de problemele pe care le pot rezolva. Când m-a spus domnul Haiduc să fac o anchetă, o să iau că dosarul e în serviciu cu care iau pe toți arbitrii pe care ai copiat. Se închipui cumva că o să fie, că o să se bage în față, că eu. Tot o să spună nu. Ce fac? Îi prind cu degetele la ușă? Sau ce? Deci, asta ține de moralitatea lucrătorului, de... Și vorba cu domnul Pop, problema nu este atât că cineva tu trage un document, cât cum îl folosești. Că până la urmă, dacă, în final, dacă cineva acel document îl cere la mod oficial în baza legii, îl pune în baza legii. Da. Acum, eu bănuiesc că fiecare angajat din primăria cu piatruția are clauze de confidențialitate, îmi puteți confirma dacă da sau nu, în contractul de muncă. Bă, de muncă. Toată lumea este contabil. Există și codul de continuitate care este semnat, este însușit și acolo sunt înțelegute toate clauzele acestea. Adică, nu, discutând pe ansamblu, când s-a întâmplat o chestie, s-a întâmplat. Logic. Pentru că
așa cum iese o hârtie de gen, nu știu ce gen, sau nu știu ce, scrie în hârtia respectivă, o să iasă hârtii care să avantajeze, știu eu, niște investitori care... Domnul Pretoiu, există documente clasificate conform legii. Care au ieșit o la licitație sau... La restul care nu sunt clasificate, vine și întrebarea unde cine ce are de-asta. Deci, până la urmă, e vorba de imaginea instituției. Mulțumesc, domnul consilier Pătruciu. Da, mulțumesc. Să vin în această noastră două cuvinte. Unu, în 22 august 2013 am votat o hotărâre aici, hotărârea de Consiliul Local 104, care privea completarea regulamentului local de urbanism interzis la construcțiilor de locuințe urbane cu tuburi, turbulențe, pagode. Și precum și interzicerea folosirii ornamentele metale și la acoperiș și fațade. La data respectivă mi s-a răspuns că avem un regulament local de urbanism care oricum interzice aceste brizi la... Umblând prin oraș, am observat că, într-adevăr, asta nu face referire la gardă, de exemplu. Și am atenționat serviciul ATU cu privire la faptul că se construiesc structuri de gardă care nu respectă acest regulament local de urbanism. Fetele de acolo, pe bună dreptate, mi-au răspuns că au făcut o sesizare celui care construia gardul și i-a pus în vedere faptul că nu e legal ce facem. Din păcate, au continuat lucrarea și văd că nu se simțește de ce hotărârea nu aici. Dacă am înțeles bine, nu știu cine, am avut și o veste aici. Am înțeles că astăzi a fost și amenda respectivă și rugămintea mea este că de domnul primar să fie, bine am înțeles, să fie ajutat de felul ăsta, că degeaba, știți ce astăzi se întâmplă, exact ca și casele de la intrare, cum vin despre Cluj pe stânga, au plătit amenda și continuare au făcut și-o văzut de Constituție. Pot să... Deci, da, da, da. Noi colaborăm și cu credeți, la te plâns că nu ai... Nu. Te văd că zice că... Nu. Deci, noi avem o vedere de treaba și am discutat un caz astăzi, unde nu pot decât să-i dau amenda, i-am dat amenda minimă și am dat până la data de inegalitate. Și exact subiectul ăsta l-am discutat cu Ioana, în momentul când e pe la telefon, de ce din nou și reluăm subiectul. Da, mergem. De la amenda minimă până la cea maximă, în pași, da, să vin direct, că n-am cum altă. M-am spus asta. Nu știu, mai sunt niște construcții care tot așa s-ac mai multe, sigur, dacă toate se încadrează, au fost înainte construite. Deci, ei ce fac? Își iau autorizații de construire, prin autorizațiile de construire respectă prevederile planului urbanistic general, în sensul că înălțimea nu depășește 1,80 m fără ornamentele alea scripicioase și așa, deci și gardul negre sau maro, asta e faza de autorizație. Dar când pun în practică, nu mai respectă autorizația și atunci s-o dat amendă pentru nerespectarea autorizației, încadrarea în autorizația emisă și termenul până în 31-12, dacă nu se încadrează, acționăm în instanță. Am mai văzut gardurile astea tot așa, dar nu știu exact dacă... Acum, dăm voi tot da. Autorizația de construcție sau poți să ataci o construcție în maximum 2 ani după ce s-a ridicat. Deci, sunt și construcții care erau mai vechi și așa mai departe, deci cele care au scăpat, o să fac la ceva. Nu, dar măcar de acum am văzut. Deci, aici trecere, eu propot că ele sunt cu ochii pe fenomen și mai... Corect, bine. Controlă, bine, bine. Și apoi, da? Am fost mult aici pe voi de rugie, să vină în față de rugăminte, să mediatizați un eveniment care are loc sâmbătă. Între timp, domnii de la CSR, când i-a târzit, au luat înainte, fiecare a scrimit o foaie aici, cu turneul caritabil de fotbal cu niți pentru suflet. Și era o rugăminte din partea mea pentru prietenii dumneavoastră să faceți o mediatizare a acestui eveniment, să venim în sprijinul acestui băiat care, din ce am înțeles, vă-l cunosc. Are 22 de ani și este bolnav de cancer.
Deci, venit de analiză este să mediatizați și pe măsura în care posibilitățile să participați la aceste evenimente. Și să felicit clubul CSM Mușlar Chișinău la Păiceanu pentru inițiativa luată. Vă mulțumesc! Atât? Da. Vă mulțumim. Domnul Vargui. Aș dori să adresez o solicitare domnului Cristi Câmpia. În partea cetățenilor locuitorilor cartierului Șarăt, am avut o discuție cu dânsii și erau nemulțumiți de calitatea curățenii, curățenia care se află în perimetrul școlii Ioan 18, cu strada Gheorghelasa. Sunt copii, lipsa coșurilor de gunoi, problema pe lui mare se poate rezolva în timp util. O rezolvă. Vă mulțumesc. Da, este asta. O problemă minoră care se poate rezolva în timp util, ori într-o fie exprimat de mulțumirea, sperăm că putem rezolva. Vă mulțumesc. Înainte de a închide ședința, vreau să vă rog pe cei care sunt numerize pentru Cerzo să duceți buletine la serviciul juridic. Domnul Bașca, era să vă uit. Aveți 3 minute. Da, vă rog să ne acordați, voi mulți că ne-a voastră sunteți avocat. Să știți, ca să dați un lucru, e mai greu lucru de ce să aveți de minut? S-a potrivit un minut. Vă zic că, dacă vreți să mă ascultați, vă zic că bine v-am găsit. Și am și eu 4 puncte de vedere. Vreau să fie mai scurte. Și nu mă forțați să vorbesc repede. Să vorbesc corect, rar și bine. Domnul primar, știți la ședința trecută că eu m-am ridicat în picioare și am zis că s-au făcut lucruri bune la blocuri. E, acum, pe lângă alea bune, s-au făcut și ceva mai rău. Adică ce? În, pe alea vânătorilor la blocuri, în spate, acolo sunt două căi de acces, dinspre turnul de apă, și din Oitus. Acum ce se întâmplă acolo? O blocat, am două intrările cu, cu stâlpișori, ca să nu mai intre poate nici musca pe acolo. Dar ce vreau să spun? Treaba e în felul următor. Nu, nu, stați, nu luați de nu, nu, nu. Treaba e în felul următor. Doamne ferește, nu se întâmple ce spun eu acum. Dacă un apartament e foc și calea de acces la pompieri e închisă, eu vreau să întreb, dacă îți faci o anchetă, unde vine aia? Verifică dacă am greșit. Nu, 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 nu e vorba de greșeală, e vorba poate de o confuzie. Bun. Dar în, în special, dincolo de toate, aveți sau există o mașină care e dotată cu aparat de sudură, cu flex și așa mai departe, anumite scule din astea așa de manipulare. Pe unde intră să repare o bancă, o, ceva pe acolo, la vinte, la știu eu ce, ce, ce tu mă temi. Reține-te, rog, ce spune Domnul Pașca, mergem și verificăm dacă ne spune regulă, mod de trebuie. Bun, dar aveți răbdare cu mine un minut. Da, da, da. Nu bat cu foc. Eu vreau să fiu corect, că dacă trebuie aici, eu nu fiu pe bancă de minciună. Eu cred că îl înregistrați pe domnul primar. Eu zic că pune să fie. Eu cred că îl înregistrați. Așa mai aveți un minut jumate. Asta e prima etapă care e inclusă. Domnul Bașca, domnul primar a spus că se rezolvă problema, mai aveți un minut jumate. Băi, frite, în zona aia s-au făcut trotuare, s-au făcut spațiu verde și au apărut niște dubre de calific cu tractori care au luat-o peste spațiu verde, cu mașină roz din alea mari, o trecut peste burduri, o trecut peste trotuare și eu, sub semnatul, l-am chemat pe domnul Cumpunei, domnul Câmpianu și-a spus domnul Câmpianu, pune domnule aici, că dacă ăla nu pricepe că trotuarul nu-i făcut să te duci cu tractorul pe el.
Deci, vin cu argumente de cum intră în mașina pompierilor cu toată de acolo. Explicăm de ce intră tractorul, că nu cred că tot dus la un incendiu, de ce intră unul cu baculă și cu rost duble în spate pe acolo. Bun, dar acum, dați-mi voie deci, să dau replică. Nu-mi dă replică. Lângă primarul municipiului și așa. Să închidem acum, că dumneavoastră intră tractorul. Hai să punem o barieră, un semn, are acces pompieri și poliția. Eu punem, dar tot orașul e plin de indicatoare și nimeni nu te uită la ele. Nici oricum. Eu spun ce are. Tot orașul e plin de stâlpișor. Ce? De stâlpișor. O altă problemă ar fi, tot au vorbit aici, domnul primar, că azi mâine vă terminați mandat. Și n-ați adus un medic. Oftalmolog, că eu cunosc neamuri sau părinți de-a consilierilor de aici care au probleme cu ochi. Și ei nu ridică o problemă. Deci domn primar. Poți să... Da? Deci pentru medicul oftalmolog am avut o cerere pentru concesionare. Am fost la spital pentru că patiul e administrat nu de către noi, ci dată în administrare la spital. Și spitalul cărba în chiria. S-a făcut și l-am înștiințat pe medicul care se ocupă cu și care a făcut solicitarea. Dom'le, nu-l concesionăm, dată în chirie. Păi cât timp? Păi cât timp ai cabinetul medical acum? Nu-i problemă. Deci, problema nu e unde să stea medicul, problema e să existe medicul. Pentru că spitalul solicitat și a fost la concurs postul de medic oftalmolog de 10 ani și 9 ani. Deci eu am avut discuție cu domnul Giugiu că el se implică un pic în problema asta și am spus, domnule, îi scoatem spatul la închiriere, l-am înștiințat și pe medic înscris, poate să închirie de la preț oficial la chiria care e stabilită de către Consiliu. Eu vă mulțumesc, mai am două mai mici. Zi, mai mici. V-ați cam exterat timpul, dacă nu vă gândiți, vă iau cuvântul, domnul Bașa, mă ascultați? Vă rog foarte frumos. Un lucru bun ce a făcut poliția atunci jos, dar astea sunt mai minore, așa, că s-au așezat la masă și bogatul și săracul. Și v-a felicitat foarte mult că cine v-ați concurat la treaba asta ca să facă poliția gestul ăsta. Bun. O problemă, asta minoră, dar... Eu v-am... Păi, despre... Domnul Bașa, continuați cu ultima problemă. Nu. Vorba lui că s-a pregătit ceva meniu, un aer liber. Mâncare, nu? Da. Și oamenii nu mers acolo să s-au dus să guste, că gustul ăsta e ceva enorm în lumea asta. Dar bun, ultima. Domnul, dar mai întrebat odată cu bilet așa de mic, cum ca bani? Ultima, domnul primar. Ce ne-o vin mie, să stau pe Național acolo și să întreb ce reprezintă acel drapel cu două culori. Să vedeți numai, cu două culori. Știți despre ce e vorba? Așa. Și am întrebat cam 100 de oameni, eu, dacă vreți, vă arăt înregistrări. Domnule, eu nu știu ce reprezintă drapelul ăsta. Și dintr-o 100 de oameni, numai unul știu. Că reprezintă culorile orașului. Așa că dacă iese de la învățământ cineva aici, să facă bine să introducă problema asta, nu de râs, ca copiii să spui la părinți că cetățenii orașului nu știe care sunt culorile noastre a cetățenilor din oraș, din câte astea. Vă mulțumim, domnul Pașca. Declară închisă ședința de Consiliul Local. Totuși, Maria, de vezi că...